Antena 1 lansează provocarea anului. România, dansezi! Pregătește-te de cel mai spectaculos show de dans cu oameni obișnuiți, de orice vârstă, orice stil, care iubesc să danseze. Vino la audiții pe 29 ianuarie în Cluj-Napoca, pe 1 februarie în Iași, pe 4 februarie în Constanța și pe 7 februarie în București. Înscrie-te pe casting.a1.ro. Să înceapă dansul! Simona Gherghe și Dan Capatos, cea mai bună echipă tabloid din România, au acces direct la... Ai văzut atâtea bani la un loc? 100.000 de euro. Și-ar fi păcat să-i piardă. Noi câștigăm tot, nu mai câștigăm nimic. Va reuși echipa de show să păstreze un munte de bani. Hai, gata. Vezi joi de la 20:30 cu Banii Jos la Antena 1. Mere, bile, cărți, pahare au fost doar începutul. În sezonul 3 din cel mai tare game show, tu aduci spectacolul. Succes! Ai 60 de secunde să uimești și să distrezi România cum știi tu. Cu flăcări, cu încercări extreme, cu abilități unice. Ai 60 de secunde să faci ceva nemaivăzut și inegalabil. Filmează-te, înscrie-te pe casting.a1.ro. Îndrăznește să trăiești minutul de glorie. Începem? Dan Negru te provoacă să câștigi 60 de secunde la Antena 1. Antena 1 lansează provocarea anului. România, dansezi! Pregătește-te de cel mai spectaculos show de dans cu oameni obișnuiți, de orice vârstă, orice stil, care iubesc să danseze. Vino la audiții pe 29 ianuarie în Cluj-Napoca, pe 1 februarie în Iași, pe 4 februarie în Constanța și pe 7 februarie în București. Înscrie-te pe casting.a1.ro. Să înceapă dansul! Bună ziua și bună regăsit la Observator! Se hrănesc cu doar 6 lei pe zi pentru că veniturile pe care le au nu le permit mai mult. Și chiar și pentru această mâncare sunt nevoiți să stea la cozi în frig sau ploaie. Vorbim despre cei care vin zilnic la cantina săracilor din Constanța pentru o farfurie de mâncare. Oamenii spun că neajunsurile îi determină să vină la cantina socială, dar mai ales pentru că nu au ce mânca acasă. La cantină oamenii se strâng cu mult înainte ca ușile să se deschidă. Masa nu se servește înainte de 11:30. Pregătiți cu sacoși mari și bine îmbrăcați și așteaptă cu răbdare rândul. Primesc două feluri de mâncare caldă plus desert, în total 6 lei. O nimica toată pentru mulți dintre noi, o masă aproape vitală pentru cei ale căror venituri nu depășesc 400 de lei pe lună. 350 de lei. Da. Și cum vă descurcați? Nu, de ce bine. La cantină, stăm ploaie până în vizionare. Nu uite, din aia trag, domnișoara. Trag și mă descurc și sunt și singură. N-am soț, n-am nimic. Maria Botezatu vine zilnic la cantina săracilor. Stă cu chirie împreună cu nepotul ei. Părinții lui au murit, așa că greul îl duce acum femeia. Pentru ea, rația de 6 lei este tot ceea ce mănâncă într-o zi. Și uneori, chiar și din asta îi lasă nepotului. Cu 3 milioane și jumătate stați cu chirie? Da. Și între timp și un copil care i-a murit părinții amândoi. Mănânc o dată în zi și dau la copil și îi țin la școală. Femeile de la cantină o cunosc și știu că are o viață grea. Nu lipsește. Din cauza venitului? Da, bineînțeles. Și, da, și dacă are și întreținut de nepot sau copil, trebuie. În aceeași situație este și Ioana Pitu. Are o pensie de 3 milioane și orice ajutor venit din partea cuiva este o adevărată mană cerească. Cu greu. Cu greu, doamne, cu greu. La cantina socială din Constanța, aproape 400 de oameni primesc zilnic rația de hrană alocată prin lege în cuantum de 6 lei. Milioane de euro pentru obiectivele culturale, sportive, dar și pentru unitățile de învățământ din Constanța. Sunt doar câteva dintre amendamentele pe care democrat-liberalii Cristian Gigi Chiru și Florin Gheorghe le-au depus la legea bugetului. Politicienii spun că sumele cerute pot fi acordate din fondul de rezervă al guvernului. Senatorul constanțean Cristian Gigi Chiru a depus 10 amendamente la legea bugetului. Politicianul a solicitat bani pentru reamenajarea parcului Tăbăcăriei, reabilitarea diferitelor secții și clinici ale Spitalului Județean, dar și pentru sprijinirea lăcașilor de cult. Între toate, un loc important îl ocupă cazinoul din Constanța. Primul amendament vizează alocarea sumei de 10,3 milioane de euro pentru cazinoul Constanța. Sperăm
ca odată cu depunerea acestui amendament să reușim același lucru cu sprijinul parlamentarilor constanțeni, care sunt majoritari în Parlamentul României. Senatorul a cerut sprijin și pentru Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud. Chiru a spus că a fost surprins când a aflat că la nivelul conducerii județului se discută desființarea lui, cu atât mai mult cu cât un proiect similar a existat și în 2011. La acea dată, conducerea județului a sancționat un astfel de demers, s-a opus și se pare că ce nu era bine atunci a devenit foarte, foarte bun acum. La rândul său, deputatul Florin Gheorghe a depus amendamente la legea bugetului prin care a solicitat bani pentru cluburile sportive constanțene, dar și pentru unitățile de învățământ din colegiul în care a fost ales. Primul și cel mai important se referă la complexul sportiv Badea Cărțan, primul amendament, unde am cerut majorarea sumei alocate cu încă 50 de milioane de lei pentru construcția sălii de sport și reamenajarea terenurilor sportive și a bazinului olimpic. Pedeliștii constanțeni au precizat că la mijlocul lunii februarie va fi aleasă noua structură de conducere a partidului. Încă un pas în licitația organizată de Raja SA pentru atribuirea contractului de furnizare energie electrică pentru consumatorii alimentați pe joasă tensiune. Societatea a organizat procedura de deschidere a celor două oferte primite în vederea încheierii unui acord cadru pe 4 ani în valoare de peste 117 milioane de lei. Vom trece la deschiderea ofertelor în ordinea depunerilor. Ofertele celor două companii au fost de 225 de lei megavatoră, respectiv 215,07 lei megavatoră. E o ofertă de furnizare de energie electrică pentru Raja, joasă tensiune, dânșii au și medie tensiune și joasă. Oferta noastră a fost mai bună, cu 10 lei față de competitorul nostru. Ofertele, după părerea mea, sunt foarte bune, deci ne ajută, sunt sub tariful mediu realizat, sunt foarte bune, le analizăm, iese în avantajul Raja, deci acest preț venit. Obținerea unui preț cât mai bun la curentul electric este extrem de importantă în condițiile în care modificările legislative de la începutul anului au crescut cheltuielile companiilor furnizoare de apă cu energie electrică. A crescut taxa de certificate verzi de la 30 la 51 de lei, a crescut cogenerarea, a crescut acciza, deci prețul, lăsând la o parte prețurile de transport-distribuție care au o creștere doar de 6%, cu influența din certificate, taxă de cogenerare, creșterea este de 13%-14%. Dacă la ora actuală creșterea tarifului la energie este undeva la 13-14%, dacă noi nu, la care se adaugă acest coeficient de piață concurențială, dacă nu organizăm această licitație, creșterea reală ar fi depășită 20%. Comisia de evaluare constituită la nivelul Raja urmează să verifice documentele depuse și dacă ofertanții îndeplinesc cerințele minime de calificare. În cel puțin 20 de zile se va afla și câștigătorul licitației. Noul contract de furnizare a energiei electrice va fi aplicat începând cu data de 1 martie. Un amalgam între știință și artă, așa este considerată caligrafia otomană. Arta scrierii turcești reprezintă totodată un simbol al unității, frumuseții și puterii. Dacă v-am făcut curioși, este bine să știți că puteți dezlega tainele acestei discipline și la Constanța, sub îndrumarea profesorilor unui centru cultural turc. Caligrafia este prima formă de artă vizuală islamică și totodată una dintre cele mai respectate arte în zilele noastre. Ve biz de bu talebi değerlendirmiştik, bu yüzden açtık. İş Türkçesi ise yine Türkiye ile Romanya'nın arasındaki iş ilişkileri malumunuz gayet yoğun. Cursanții la caligrafie otomană au nevoie de această trusă de scris care este compusă dintr-o călimară cu cerneală neagră, un recipient cu mătase naturală peste care se toarnă cerneala și o ustensilă de scris din tulpină de bambus. Pentru a deprinde meșteșugul caligrafiei turcești este nevoie de multă răbdare. Bu arap alfabesin ilk harfi, elif. Aceasta este prima literă a alfabetului arab, elif. İşte E sesini buradan çıkarıyoruz. İşte vokala E.
La Centrul Cultural puteți dezlega și tainele limbii turce. Există clase atât pentru avansați cât și pentru începători. În plus, începând de anul acesta, s-au înființat două clase noi de limbă turcă, pentru copii și pentru mediul de afaceri. În prezent are loc cea de-a doua sesiune de înscriere, cursurile urmând să reînceapă pe 28 ianuarie. Observatorul a ajuns la final. Eu sunt Corina Costache și vă mulțumesc pentru atenție. Așteptăm sugestii pe pagina de Facebook Observator Constanța. Nu uitați, ne puteți urmări și live pe site-ul nostru www.antena1constanța.ro. În continuare urmează emisiunea În Obiectiv, prezentată de colega mea, Nicoleta Mocanu. Să aveți parte de o zi frumoasă, numai bine! Se provocarea anului. România, dansezi! Pregătește-te de cel mai spectaculos show de dans cu oameni obișnuiți de orice vârstă, orice stil, care iubesc să danseze. Vino la audiții pe 29 ianuarie în Cluj-Napoca, pe 1 februarie în Iași, pe 4 februarie în Constanța și pe 7 februarie în București. Înscrie-te pe casting.a1.ro. Să înceapă dansul! Unde sunteți, fratele meu? Nu știu. Nu e un film. Ce rebel. Erou fără voie. Accident aviatic. Evadați. Și totuși. Am început Plasa de Stele. Nimic nu e ceea ce pare. Nu rata Plasa de Stele. Miercuri de la 20:30 la Antena 1.